Traiul ciobanilor e cam același ca cel de acum 50 de ani sau 100 de ani sau 1000 de ani. Nu s-au schimbat multe lucruri în ușurarea vieților, cel puțin la ciobanii români, în afară de telefon mobil, puține lucruri au, cred că le fac viața mai ușoară. Nu l-aș numi obicei, transmanța, sigur, poate, putem să-i spunem obicei, dar eu cred că e un mod de viață. N-a fost de la început o idee a proiectului. El a crescut și ca proiect, dar și cumva ca naștere, ca idee. M-am dus prima dată toamna la ei și am crezut că într-un an de zile o să închei. E bine, prima dată a mers un an și jumate spre doi. Am fost de 14 ori și pentru că în 2009, când am terminat proiectul, n-am fost în stare să găsesc susținerea financiară suficientă cât să promovez proiectul, în 2010 am propus Institutului Cultural Român, proiectului Cantemir, să-l facem mai mare, să-l extindem la încă 5 țări pe lângă România, la Albania, Grecia, Turcia, Italia, Țara Galilor și, în afară de fotografie, să și filmez. Spre bucuria și surprinderea mea, au acceptat ceea ce le propusesem și acum cumva mă apropii de final, după mai bine de 5 ani și după câteva zeci de drumuri, în care dacă le adunăm numărul de kilometri, sigur, pe care am făcut și cu avionul, și cu trenul, și cu mașina, am depășit înconjurul Pământului. În urma proiectului, cred eu că o să ne dăm seama ce a rămas peste vreo 10, 20, 50 de ani, când voi muri. Acum e un pic cam de vreme. Ce s-a întâmplat până acum? Au fost vreo 14 expoziții, au fost în Austria, în Germania, în Marea Britanie, Turcia și încă câteva. Peste tot ciobanii seamănă între ei. Punctul evident comun e că sunt oameni puternici și care ei sunt deciși prin mentalitatea lor, prin obișnuința lor, genetic probabil cumva, să depășească orice greutate. Și cred că îți și transmit lucrul ăsta. Da, se poate. Până, sigur că există și multe diferențe. Ciobanii români, spre exemplu, au în momentul ăsta și, mă rog, în perioada asta, viața cea mai grea. Ei încă dorm afară cu lângă oi ca să le păzească de lupi și de urși. Merg la drum în condițiile cele mai grele, că de mers mai merg la drum și cei din nordul Italiei, și cei din sudul Turciei, pe trasee ceva mai scurte merg și cei din Grecia. Evident, în Țara Galilor nu se mai poate vorbi de transumanță de câteva sute de ani, iar cei de acolo pentru noi arată cu totul altfel. Sunt un fel de high-tech al ciobănitului. Nu mai au urși, nu mai au lupi, deci n-au de ce să le păzească, nu le mulg, pentru că nu e tocmai rentabil, și atunci de trei ori pe an la gathering-uri se întâlnesc cu ele și fac ce-i de făcut. Nicăieri în lume nu mai sunt mulți oameni care să-și dorească să stea toată ziua, de dimineață, nu până seară, ci până a doua zi dimineață, și asta timp de vreo 360 de zile pe an, zi de zi, noapte de noapte. Fiecare vede cum vrea dispariția transumanței, poate fi văzută ca o extinție firească. Am putea încerca să
interpretăm legile europene, care sunt date de multe ori de funcționari care privesc la fel și sudul Siciliei și nordul peninsulei scandinave. Spre exemplu, legea cere ca ciobanul să aibă cu el GPS, ceea ce își poate cumpăra. Nu e o problemă pentru cioban să-și ia un GPS. Problema e ce face cu el, pentru că drumurile oricum nu sunt trecute. El nu merge pe șosea. Am călătorit destul de mult ca să umblă după ciobanii ăștia în cele 6 țări și mi-am dat seama că eu am observat altceva. Oile cel mai frumoase? Da, poate. Dar ceea ce mi s-a părut cel mai frumos la noi sunt de fapt oamenii. Și nu mă refer strict la componenta, la partea fizică exterioară. Chiar sunt frumoși, chiar au o bunăvoință și o bunătate remarcabilă. Sigur, de multe ori asta e acoperită de o poșghiță, de o suprafață, care unor poate fi dita mai carapacea, dar dincolo de ea e o frumusețe care e aici, e lângă noi, e între noi și de care sper să ne putem bucura.